Asta la Antena 1, surprizele se țin lanț și aduc o nouă emisiune, Dansează printre vise. Va fi o competiție în pași de dans, jurizată de Mihai Petre, Jojo și Igor Muntanu. Dacă pe primii doi jurați îi cunoașteți, pe cel de-al treilea îl veți descoperi odată cu lansarea emisiunii. Igor este un coregraf renumit în Republica Moldova, care se bucură de o vastă experiență în lumea dansului internațional. Faceți cunoștință cu Igor Muntanu, coregraful care vine de peste Prut în România, special pentru Dansează printre vise. Cariera în dans am început la 17 ani. A fost chiar târziu. Am absolvit în 92 11 clase. Mă gândeam unde să o iau, ce să fac și așa s-a întâmplat că am auzit de un casting care trebuia să fie. Am fost și la mine s-a schimbat viața radical. Așa au început cei 7 ani în care a dansat pe scenele din toată lumea, de la Moscova la New York, de la Chișinău la Tel Aviv. În primii 4 ani am dansat alături de Sofia Rotaru. Este una dintre cele mai renumite artiste din fosta SSSR sau cum îi ziceau atunci. După care am lucrat încă 3 ani la Irina Allegrova. Am fost în America, unde de fiecare dată, în fiecare an, mergeam la niște cursuri de dans de pe Broadway. Acum, pe Igor îl așteaptă experiența numită Dansează printre vise și deja știe ce fel de jurat va fi. Am să fiu, cred că, sincer și obiectiv, că numai prin așa o cale știu cât e de complicat să redai un dans și am să încerc să-i încurajez pe concurenții care vor fi și să le dau unele sfaturi și să le zic ce a fost rău și ce a fost bine. La fel de clare îi sunt și așteptările pe care le are de la concurenți. Mă aștept să văd multă calitate, ce ține de partea mișcării de dans, multe emoții care să redea anume personajul care va fi nevoie ei să-l arete, pasiune între doi parteneri, care ar trebui să fie ca un întreg. Experiența Dansează printre vise este una nouă pentru Igor, o provocare pe măsura experienței sale.